Salutare și bine v-am găsit, bă, fraților, la un nou episod. Eu vin în viața și muncă la țară de aici. La propriu vă salut, să vă dea Dumnezeu sănătate. Deci astăzi vom tăia un peridot de lemne și mâine va trebui să-l crepăm, mă, fraților. Abia ne-am apucat. Bă, oameni, acolo ne-am, la cioban, unde am fost ieri. Deci, bă, ne-am plâns în pumn cu coptilul ieri acolo. Așa greu a fost, a avut plopul ăla, ați văzut și dumneavoastră, foarte, foarte greu s-a crepat. Da, important este că am terminat acolo, dar nu mai fac altul. Nu mai crep lemne de plop, de răchită, de esență moale, cât trăiesc eu. Foarte, foarte rău omor. Mă n-am vrut eu să mă căiesc cătă femeia domnului cioban, că am zis că mi-are bine, dar omor pe dracu. Cam greu. Deci, efortul mai mult ca cât depui în lemne normal a fost, încăpat tot. Deci efort la maxim. Ne-am obosit de dracu ne-a luat. Dar n-am vrut să lăsăm garda jos și am continuat așa. Păi, fratele, eu o să vă prezint în continuare cum tai lemne. Salutările mele, prieteni dragi, toate cele bune, să aveți o zi reușită, vă rog să mă urmăriți în continuare. Avala, că s-a rupe plapă, mă, tata aici.
oprești și ai putut să palpitanți, iată încă.
Așa, băi, fraților, eu viu viața și muncă la țară, deci, din comuna noastră, unde ne aflăm la Telan Vasalu, și să vă dea Dumnezeu sănătate, o zi reușită tuturor, Doamne ajută, fraților, până data viitoare, să auzim numai și numai de bine. Ava.